făcea bani din trafic de influență. Un bărbat a fost condamnat la 3 ani de detenție de către magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul Buiucani. Potrivit materialelor din dosar, inculpatul a pretins și primit 5.000 de euro de la o persoană promițând că va urgenta redobândirea cetățeniei române pentru soția și copiii acesteia prin influența sa asupra oficialelor din ambasada României. Ulterior a cerut încă 7.000 de euro de la aceeași persoană, sub același pretext. Într-un alt episod, bărbatul a extorcat 35.000 de euro, după ce a aflat că o cunoștință a denunțătorului a fost reținută, promițând că va interveni pentru înlocuirea măsurii arestului preventiv. Ulterior, susținând că a influențat decizia, a redus suma pretinsă la 25.000 de euro, din care a primit 8.000 de euro sub supravegherea Centrului Național Anticorupție. Pe durata întregului proces, inculpatul a fost reținut în arest preventiv, iar instanța a dispus confiscarea sumelor de 5.000 de euro și 8.000 de euro, recunoscute ca bunuri rezultate din infracțiune. De asemenea, s-a menținut sechestrul în limita sumei de 5.000 de euro pentru garantarea confiscării speciale. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.